Ziua Eroilor Neamului a fost sărbătorită ca în fiecare an la cimitirul eroilor de pe Bobâlna. Zeci de coroane de flori au fost depuse din partea primăriei Câmpina, a senatorului George Severin, a unității de jandari, a școlii de poliție, asociației Cultul Eroilor, precum și din partea partidelor politice, a societăților comerciale și a elevilor de la mai toate școlile și liceele din municipiu. Mai puțin de 7 preoți au ținut slujba și au cântat veșnica pomenire eroilor căzuți pe diferite câmpuri de luptă. Spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Edilul șef Horia Tiseanu a ținut un discurs despre faptele de arme pe care le-au săvârșit cei care și-au găsit odihna veșnică în cimitirul din Câmpina. A subliniat faptul că eroii nu trebuie să fie uitați și că le suntem datori să construim o țară demnă pentru care ei au luptat și au murit.